Ne aflăm astăzi la Clubul Sportiv Dinamo. Am găsit-o aici pe Larisa Iordache, chiar la finalul programului. Cum a fost ziua de antrenament? A fost ca una normală, bineînțeles. Acum suntem într-o perioadă de vacanță, de antrenament. Copiii vin și pleacă, doar că ușor-ușor o să ne punem pe picioare, pentru că încep și școlile și atunci o să trebuiască să ne punem serios pe treabă. Și încercăm să intrăm cu bucurie în sală. Am văzut mai devreme că te ocupai foarte atent de fetițe. Nu sunt toate prezente, multe sunt în vacanță, nu? Da, câteva dintre ele sunt în vacanță încă. Dar da, de câte ori am ocazia să corectez sau să pot să fiu lângă ele să le explic, o fac cu drag, pentru că de asta sunt aici. Cum este noua postură în care te găsește Clubul Sportiv Dinamo, cea de antrenor? Este o postură nouă pentru mine încă, chiar dacă au trecut câteva luni de când am început, însă încerc să învăț foarte multe, pentru că eu lucrez împreună cu doamna Lulu și domnul Cristi, foștii mei antrenori, și bineînțeles încerc să îmi aduc aminte toate indicațiile, cât și toate lucrurile bune pe care le-am învățat de la toți antrenorii cu care eu am avut șansa să mă antrenez. Și încerc să expun aici în sală, pentru că e foarte important să știi să vorbești cu copilul, să îi explici în modul lui, pentru că fiecare copil are un mod foarte diferit. Sunt multe fetițe aici, de câte trebuie să te ocupi zilnic atunci când nu e vacanță? Atunci când nu este vacanță, sunt în jur de 15-17 fetițe. Bine, suntem 3-4 antrenori care suntem cu ochii pe ele, dar încercăm să facem față, că n-avem ce să facem. Încercăm să le explicăm că e foarte important să fie foarte serioase, să nu vorbească între ele, ceea ce este o problemă cumva, pentru că tot timpul vorbesc și sunt acolo, hai să mai povestim puțin și noi, haideți odată că suntem la antrenament, dar încercăm să le explicăm că este foarte important, e foarte importantă concentrarea, deoarece există riscul să te accidentezi și noi vrem să evităm acest lucru și încercăm să ne facem înțeleși. Este Larisa un antrenor dur? Nu sunt o antrenoare dură, cred că sunt o antrenoare așa cum ar trebui să fie, pentru că sunt la început de drum. Bineînțeles, în momentul în care există o situație dificilă și copilul chiar nu ascultă și există riscul să se accidenteze, trebuie să stai să explici și să, bineînțeles, să nu să țipi la el sau să faci alte lucruri, ci pur și simplu să explici în modul lui, să te impui în fața lui ca să înțeleagă și el. Pentru că, în general, eu sunt foarte amiabilă, vorbesc cu ele, le explic, dar câteodată copiilor trebuie să le pui o barieră, pentru că exagerează și atunci te iau cumva peste picior și nu este cazul. Ce sper să reușești alături de gimnaste anul acesta cel puțin și de ce nu și pe termen lung? Eu sper să fie sănătoase, pentru că avem nevoie să fie sănătoase. Sper din suflet la competițiile pe care noi o să le avem și o să participe, să facă să aibă o prezență foarte frumoasă și, de ce nu, dacă își fac integralele și exercițiile exact ca în antrenament sau ce antrenează, cu siguranță vor veni și rezultatele și, dacă nu vor veni medaliile, eu sper din suflet să le ambiționeze, pentru că e foarte important să învețe din toate aceste momente. Despre ce medalii vorbim? Ți-ai pus așa câteva obiective în perioada următoare? Sinceră să fiu, în momentul de față, nu cred că îmi ofer presiunea asta, pentru că încerc să învăț foarte mult, încerc să iau parte la sentimentele acestea noi pe care le am și să le manevrez. Categoric îmi doresc ca fetițele pe care noi le antrenăm să fie pe locul întâi de fiecare dată, dar cred că, adică consider că momentan trebuie să fim realiști, să încercăm să ajutăm copiii foarte, foarte mult și să îi punem pe poziție de fiecare dată și categoric dacă există un copil pe care ai putea să-l motivezi în sensul că dacă nu iei medalie, uite,
o să întâmple aia sau aia și așa, pot să aplici și această metodă, doar că în ziua de astăzi nu mai funcționează. Deci trebuie să fii corect, trebuie să fii și prieten până la urmă, nu cu jucătoarele. Da, trebuie să fii prieten cu ele, trebuie să fii antrenor, trebuie să fii mentor, trebuie să ai toate calitățile. Pentru că pun tot felul de întrebări care câteodată mă blochează. Adică am fost întrebată dacă nu mi-a fost lene vreodată și eram foarte șocată. A trebuit să stau să le explic că automat și eu fiind om sunt normală și am avut și un moment în care chiar nu mai aveam chef să fac absolut nimic, doar că știam ce-mi doresc. Și asta le-am explicat și lor, că trebuie să aibă un punct unde își doresc ele să ajungă și trebuie să vină la sală să își îndeplinească obiectivul și de ce nu să facă mai mult de atât. Care este aparatul la care lucrezi cu ele, nu știu, aparatul tău preferat? Unde îți place să dai cele mai multe lecții? În principiu stau la bârnă, doar că încerc să merg la toate aparatele, pentru că îmi doresc foarte mult să învăț și să ajut, cât și să le fac să înțeleagă anumite poziții pe care eu vreau să le facă în momentul în care fac un element. În principiu, dacă am fete pe bârnă, stau la bârnă, dar dacă sunt pe celelalte aparate și la bârnă nu am nicio elevă, mă duc mai departe. Cum este acum noua postură de antrenoare, relația cu doamna Lăcrămioara și cu domnul Cristi? Nu s-a schimbat absolut deloc, doar că nu mai sunt eu cea care trebuie să execute, ci stau la același birou cu dânsii și încercăm să planificăm cumva tot ceea ce se întâmplă cu copiii, ca să fie totul în regulă. Oricum, comunicarea noi o aveam din timpul antrenamentelor când eram eu sportivă. Nu știu, e fain pentru că vin într-un loc în care nu mă simt nou venită, mă simt bine, nu mai am atât de mult stres și categoric comunicarea pentru noi a rămas aceeași și poate chiar s-a îmbunătățit ceva mai mult pentru că deja vorbim foarte lejer, plus că nu mai avem stresul acela care ne face tot timpul să fim acolo în priză și să, nu știu, să fim stresați. Adică e foarte important pentru un om să nu fie atât de mult stresat, pentru că afectează foarte mult. Cum este aici în sala de gimnastică? După ce pleacă gimnastele acasă, există tentația să mai faci câteva exerciții după? Din păcate, tentația există, va exista tot timpul și va fi întotdeauna, doar că din păcate starea mea de sănătate este perfect normală, a fi un om normal, doar că mai mult de atât nu pot face. Am încercat, ce-i drept, și mi-am oferit mie încă o ocazie, însă nu pot, pentru că chiar dacă problema de la gleznă s-a rezolvat din punct de vedere al ligamentelor, încă un început acolo de artroză există și trebuie să am foarte mare grijă pentru că îmi doresc să fiu sănătoasă, îmi doresc să merg pe picioarele mele, fără să mai am alte operații, chiar nu mai îmi doresc absolut deloc. Și, nu știu, cred că tot timpul va rămâne acest sport în sufletul meu pentru că de asta cred că mă și aflu încă în sala de gimnastică. Ai avut o accidentare cumplită anul trecut, după ce te-ai retras, după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum ai reușit să termini calificările de la bârnă în picioare, în fața juriului, cu acele dureri incredibile? Sincer să fiu, în momentul în care am aterizat, am simțit că apucni ceva, speriată de la ultimul eveniment cu pocnitura de la tendon. Am crezut că din nou mi-a pocnit tendonul și am fost foarte speriată. Însă, în momentul în care am realizat că am terminat și încă sunt în concurs și știu că dacă, adică într-o fracțiune de secundă s-a întâmplat, prezintă-te la arbitre și apoi poți să te pui pentru că îmi venea să mă pun în genunchi și apoi e posibil să-mi fi luat ratare, pentru că așa se face, dacă nu te prezinți la arbitre, ți se ia ratare. Și am încercat să fac eu, să mă țin pe picioare, chiar dacă durerea era destul de mare. Bine, atunci eram încălzită, eram cu adrenalină, eram foarte emoționată și atunci n-am simțit atât de tare durerea, doar am auzit o pocnitură.
Însă, ulterior, după ce încălzirea s-a dus, m-am mai relaxat și au început durerile și să se umfle glezna, atunci a fost destul de greu, dar asta a fost. Adică tot am învățat și din acest lucru, pentru că am învățat să mă prețuiesc pe mine mai mult. Ești o luptătoare, Larisa, nici nu mai știu câte operații ai avut până acum, nu vreau să spun un număr, să nu greșesc. Foarte multe, oricum. Cum ai reușit de fiecare dată să revii? Ce te-a motivat mereu? Sincer să fiu, cred că plăcerea de a face gimnastică m-a motivat în primul rând. Cred că setea de a câștiga medalii și dorința de a fi din nou acolo, eu pe sol, pe bârnă, pe paralel și la sărituri, încât oamenii să se uite la mine, să mă privească și să vadă cât de mult am muncit ca să ajung acolo. Și, bineînțeles, mândria aceea pe care o simți tu ca și sportiv, pentru că munca ta dă roade, automat cei dragi se uită la tine și sunt mulțumiți de tine, îți crește inima, nu ai cum să compari acest sentiment. Plus că este foarte plăcut în momentul în care reușești. Și cred că asta m-a atras, este un pachet pe care eu l-am luat ca atare și am încercat de fiecare dată să-l păstrez acolo pe un piedestal pe care trebuie să-l ating. Și cred că asta m-a ajutat pe mine de fiecare dată. Cât de greu este să te menții sus acolo, în vârf? Ai fost de multe ori numărul 1, după care ai urmat o accidentare cumplită. Te-am văzut după pe podium din nou. Da, într-adevăr, cum este acea vorbă, e ușor să te ridici, nu, este greu să te ridici, dar și mai greu este să te menții acolo. Într-adevăr, așa este, pentru că automat în gimnastică și în toate sporturile, până la urma urmelor, generațiile se schimbă. Vin fete noi, fete cu potențial, bineînțeles, și mult mai tinere, să zic așa, care cumva au mai multă energie, mult mai corpul este mai sănătos decât uzura pe care o ai tu deja și automat este un punct acolo de ce fac, trebuie să fac și mai mult de atât. Eu de fiecare dată am încercat să-mi ridic targetul foarte, foarte mult, am încercat să iau fiecare accidentare ca un moment de odihnă, ca să-mi încarc bateriile și ulterior să mă pregătesc psihic să trag și mai tare, pentru că eu aveam nevoie de momentele alea să urc pe podium. Îmi doream foarte tare acest lucru și atunci cred că și asta, să rămâi acolo pe locul întâi, este fascinant pentru un sportiv, pentru că până la urma urmelor de asta intri în sala de sport sau de gimnastică în cazul meu. Chiar îmi doream, când intram în sală, avea mama o vorbă și îmi spunea, când intri în sală, n-ai mamă, n-ai tată, trebuie să dai tot ce e mai bun din tine și să fii mai bună decât ieri. Și de fiecare dată eu aveam asta în minte și categoric m-a ajutat foarte, foarte mult să fiu acolo. Acum ești antrenoare și poți să faci foarte bine diferența. Cum e mai greu? Să faci munca fizică în calitate de gimnastă sau să stai pe margine și să te ocupi de fetițe? Sunt două părți, să zic așa, în care sunt plusuri și minusuri. Adică sunt plusuri și minusuri. Când ești sportiv, adică din punctul meu de vedere, pentru mine era mult mai ușor să fiu sportiv pentru că deja înțelegeam tot ceea ce se petrece cu mine, știam ce vreau, știam că trebuie să fac corect elementele pentru a veni pe aparat și de a face lucrurile foarte bine. Însă partea cumva mai solicitantă de a fi sportiv este categoric stresul acela că trebuie să-ți iasă în fiecare zi, mai ales că vine concursul, durerile pe care le aveai zilnic, chiar dacă probabil aveai un antrenament mai ușor și nu știu, mai de pregătire fizică, toți se simțeau durerile, dar cred că, bine, oricum mie mi-a plăcut mai mult partea asta de a fi sportiv, categoric, dar pe partea de antrenorat mi se pare că, oricum, în general este greu să lucrez cu oamenii pentru că sunt caractere diferite, mentalități diferite și atunci trebuie să te prinzi ce îl ajută pe acel om, mai ales la copii. Adică trebuie să le
să fii atent la fiecare detaliu. Am noroc că sunt atentă la fiecare detaliu, doar că e destul de greu la un moment dat, în momentul în care tu explici și dai toate explicațiile tale și indicațiile pe care tu le știi și teoria cum o știi tu. Și în capul tău este foarte simplu, pentru că tu când ai fost sportiv o făceai foarte simplu, dacă știai lucrurile astea, dar ei poate nu înțeleg și atunci trebuie să cauți altă modalitate și atunci te solicită pe tine ceva mai mult, cred că și îmi place lucrul acesta, dar nu știu, acum nu pot să fiu foarte concret că ce mi-ar fi plăcut mai mult, să fi fost sportivă sau, da, mai mult clar acum în momentul de față, oscilez pentru sportiv. Da. Deci e foarte solicitantă munca de antrenor. Este, chiar dacă cumva se spune că stai și dai din gură, nu e chiar așa, pentru că ai responsabilitatea tuturor fetelor care sunt pe aparat, trebuie să stai să stai cu ele, să le ajut să fie concentrate, pentru că ele sunt pe aparat, nu tu, categorii, și atunci ele trebuie să se dea peste cap. Și trebuie să găsești un echilibru în general, adică poate n-ai niciodată timp să bei apă sau să te duci la baie sau nu știu, să vorbești altceva decât să stai să vorbești cu ele ca să fie concentrat aici. Cât de greu este să cunoști fiecare fetiță în parte? Trebuie să fii și psiholog pentru ele, nu? Într-un mod, da, trebuie să fii și pe partea asta de psihologie. Sunt zile și zile. Sunt zile în care se simt bine, în zile în care nu se simt bine. Trebuie să... Oricum, de obicei, copiii sunt foarte expresivi și având în vedere că ne cunoaștem de ceva vreme, cumva m-am prins de stările lor și le înțeleg, le accept, dar că și ele trebuie să înțeleagă și să accepte toate lucrurile pe care ele trebuie să le facă în momentul în care intră în sala de antrenament, pentru că trebuie să înțeleagă că în momentul în care au o competiție, chiar dacă se simt mai puțin bine, trebuie să tragă de ele la capacitate maximă și să dea randament. Pentru că până la urma urmelor, asta este sportul de performanță și ele trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Și în rest, nu știu, încerc să mă lipesc așa de orice idee care îmi vine în minte, nu știu, într-un fel să le păcălesc, să le ajut, să caut orice fel de modalitate pentru a face ceea ce trebuie să fac în sală. Și se pare că ai găsit și soluția până la urmă, a venit și prima medalie anul acesta pentru tine din partea unei sportive. Cum te-ai simțit de pe margine? A fost foarte plăcut sentimentul, categoric. Oricum, sentimentul per total când am participat la competiție ca și antrenoare, mi s-a părut foarte fain sentimentul. Adică sunt mult mai mari emoțiile decât atunci când eram eu sportivă, pentru că eu știam ce am de făcut, știam că sunt stăpână pe mine, știam că o să merg acolo, indiferent de situație, eu o să dau randament. Doar că aici e cu duș întors, pentru că nu știi cum se simte copilul, încerci să găsești o cale de mijloc în care el să se simtă bine, să se ducă acolo lejer și să-și facă integralul, dar Anastasia s-a descurcat foarte bine la prima ei competiție, că a fost și prima ei competiție, adică am avut debutul amândouă. Nu știu, a fost fascinant, este fascinant, mai ales că știi că munca ta dă roade și, bineînțeles, și munca doamnei Lulu și a domnului Cristi, pentru că ei se ocupă de fetițe de foarte multă vreme. Eu am venit aici cu ei pentru că, e foarte bine pentru mine. Și m-am bucurat că pot să iau parte din această echipă, să fac parte din această echipă, de fapt. Și, nu știu, a fost drăguț momentul. Nu pot să explic, îmi doresc să trăiesc multe alte momente ca acestea și, de ce nu, la un nivel mult mai mare. Își revine gimnastica românească recent. Au venit juniorele cu medalii. Noi sperăm, adică eu sper ca toată lumea să aibă răbdare, să încurajeze, indiferent că este o perioadă în care nu sunt atât de multe rezultate cum erau înainte,
doar că generațiile s-au schimbat foarte mult. Într-adevăr, fetele care au fost acum la campionatele europene de la München au încercat să facă tot ce e mai bun, categoric, adică sunt sigură de chestia asta. Juniorile au făcut o figură foarte drăguță, mă bucur pentru ele, cât și senioarele s-au străduit cât au putut. Însă cred că contează foarte mult pentru ele să-și găsească un echilibru psihic și emoțional în timpul competiției, dar în timpul antrenamentelor să tragă ceva mai mult de ele, pentru că automat în momentul în care vii la antrenament și ești foarte, foarte bine antrenat și ești foarte sigur pe tine, în momentul în care tu ai competiție, nu mai există acel trac de a urca pe aparat, de a arăta tot ce poți și cred că de asta au nevoie fetele și de mult mai multă încredere. Iar eu chiar încerc să fiu acolo lângă ele și să, cât pot eu, bineînțeles, și să îndemn oamenii cumva să aibă răbdare cu ele, pentru că sunt doar niște copii. Care sunt cele mai dese întrebări pe care ți le pun gimnastele? Nu știu, cred că mă întreabă cum a fost în momentul în care am concurat la un anume concurs, cum am făcut eu în așa fel încât să fiu ok și să concurez la capacitate maximă, cum am trecut peste durerea X, cum m-am antrenat la elementul respectiv ca să pot să reușesc. Sunt foarte multe întrebări, adică copiii sunt foarte curioși în general, doar că trebuie să le oferim prilejul de a și deschiderea de a le explica de fiecare dată, pentru că categoric trăim în secolul în care avem nevoie de foarte multă informație și încercăm să o căutăm de peste tot și cred că și sportivii în ziua de astăzi au nevoie de foarte multe informații și de ce nu de la foștii sportivi și campioni care ne-au ajutat să fim mândri de țara asta. Există suficienți idoli în gimnastica românească la ora actuală? Se mai pot naște alții? Există speranțe? Din punctul meu de vedere, există foarte mulți campioni în gimnastică, adică cel puțin fetele cu generațiile dinaintea mea, eu le apreciez pe toate și chiar sunt foarte mândră așa când mă întâlnesc cu ele și vorbim ca și cum nu există o diferență între noi, adică eu le apreciez foarte tare pe fiecare în parte și cred că or să existe mult mai multe de atât și îmi doresc foarte tare ca fiecare copil care intră în sala de gimnastică să-și dorească să facă sau să aibă și mai multe rezultate decât am avut noi până în momentul acesta și să se gândească la ei, pentru că în primul rând o fac pentru ei și apoi pentru cei din jurul lor și cred că asta trebuie să știe copiii, dar cu siguranță vom mai avea campioane. Câți ani de acum încolo se vede Larisa Iordache antrenoare? Nu știu, nu pot să răspund la întrebarea asta cu un număr sau să dau un răspuns concret, pentru că încă încerc să îmi găsesc un echilibru, să mă acomodez la această tranziție. Bineînțeles, sunt foarte deschisă la absolut orice se ivește în calea mea. Și nu știu, o să încerc să îmbin utilul cu plăcutul, pentru că de fiecare dată asta am făcut și îmi doresc foarte mult să fac performanțe indiferent de domeniul în care eu sunt. Tranziția, deci, există încă și acum, nu s-a încheiat. Da, încă mai am lucruri din trecut. Bine, nu sunt o persoană care să stea în trecut, ci pur și simplu mi-aduc aminte. Eu aș fi făcut ceva mai bine la aparatul ăla sau nu știu ce. Doar că trebuie să mă obișnuiesc. Este destul de greu după 20 de ani de performanță, 24 din 24 de ore cu stres și cu focus doar pe ceea ce am de făcut. E destul de greu să trec la o viață normală în momentul ăsta, dar mă acomodez. Eu consider că noi toți oamenii avem calitatea de a ne adapta la orice fel de situație. Și, nu știu, încerc să fiu fericită și să-mi trăiesc viața, că până la urma urmelor asta urmează și pentru mine. Unde este costumul de gimnastică și când l-ai pus ultima dată? Chiar vorbeam cu doamna Lulu despre lucrurile acestea, că au apărut, acum se fac costume de gimnastică foarte frumoase. Bineînțeles, și eu am avut costume, cele mai frumoase le-am avut eu, dar în general, fostele gimnaste își dau costumele de gimnastică ca să mai motiveze
fetițele, să nu știu ce. Și mi-e foarte greu să mă dezlipesc de ele. Sunt undeva în dulap, într-adevăr, toate costumele, doar că mi-e foarte greu să mă dezlipesc de ele. Nu știu, sunt dragi, sunt categoric parte din viața mea, dar probabil ușor, ușor o să mă detașez și eu și o să încerc să motivez, pentru că știu cât de mult înseamnă pentru o gimnastă un costum de la cineva. Ai solicitări în acest sens pentru costumele tale? E coadă? De fiecare dată se găsește cineva, adică nu există, nu există niciodată, nu am nevoie. Tot timpul este acolo cineva să-l ia, doar că îmi doresc foarte tare ca acest gest, cumva, să fie unul primit, dar și fructificat. Că asta am făcut și eu. Și îmi doresc foarte tare să motivez prin asta, că sunt eu în sală, prin absolut orice. Adică chiar încerc să fiu o persoană pozitivă și să, de ce nu, să le fac și pe fete să fie optimiste și să își doresc mai mult. Mi-e greu să cred că dacă ai toate costumele acasă acolo, n-ai mai avut tentația să le îmbraci. Nu, n-am mai avut tentația să le îmbrac, sinceră să fiu. Poate doar pentru un video, două, dacă aș fi făcut ceva, probabil pe TikTok sau nu știu cum am mai făcut. Dar momentan nu. Nu, am zis că trebuie să mă detașez, trebuie să o iau de la cap și să fiu... Să am o viață normală și nu trebuie cumva să mă răvășesc de fiecare dată, adică chiar nu e nevoie. Și acum, în momentul ăsta, stau acolo în dulap, stau foarte bine. Din punctul meu de vedere, tranziția a avut loc, deci ești antrenoare cu acte în regulă, nu te mai gândești atât de mult, precum spui, cred, la cariera de sportiv. Nu, din punct de vedere al sănătății, eu am mai zis-o de foarte multe ori, dacă sănătatea nu mi-ar fi pus atât de multe piedici, probabil încă aș fi făcut gimnastică, doar că în viață trebuie să știi când să te oprești. Corpul meu mi-a dat semne, foarte multe semne mi-a dat, iar eu l-am ignorat cu succes, doar că... Ai făcut bine pentru că ai venit cu medalii. Da, am făcut bine, doar că... Au fost momente importante în carieră când solicitarea și-a pus amprenta și atunci nu m-au lăsat, adică sănătatea nu m-a lăsat să evoluez la capacitate maximă așa cum mi-aș fi dorit eu și cred că era cazul să mă opresc. Oricum am retras cu inima împăcată, am făcut tot ce am știut eu mai bine. După 3 ani de pauză, chiar dacă n-a fost o pauză din aia toată în regulă, că am lipsit din sala de gimnastică, că m-am mai mișcat între timp, doar că m-am reîntors, mi-am arătat mie că pot încă o dată. Ce se întâmplă cu glezna ta acum? Ai spus deja de câteva ori că îți pune în continuare probleme, urmează alte tratamente? Nu, momentan nu mai fac niciun tratament pentru că m-am săturat de infiltrații, injecții, operații și astfel de chestii. Probabil la un moment dat o să trebuiască să încep să-mi fac un tratament cu infiltrații cu acid hialuronic pentru a fluidiza acolo articulația. Însă, momentan mi-e ok. Dacă solicit prea mult și cum mă mișc și eu pentru că trebuie să mă mențin, dacă alerg foarte mult sau dacă fac anumite mișcări, imediat glezna mă doare și automat a doua zi mi-este foarte greu, trebuie să-mi revin ușor, ușor, dar că încerc să am grijă de mine, încerc să mă protejez cât de mult pot și dacă mă simt într-o zi bine, profit de ocazie. Pe parcurs voi vedea, dar că momentan îmi doresc să-mi trăiesc viața, să fiu fericită, să, nu știu, să fac tot ce cred eu de cuvință că mi-e bine mie. Noi te-am găsit astăzi aici în sală și chiar spuneai că fetițele sunt în vacanță, multe dintre ele. Tu îți iei vacanță? Am avut și eu vacanță, da, bineînțeles. Noi ne luăm așa, pe rând, că trebuie să fie cineva în sală cu fetițele, categoric, doar că important este mai important este pentru copii, pentru că au nevoie de un pic de pauză, categoric și noi avem nevoie de pauză și să nu mai venim în sală, doar că încercăm să găsim un echilibru și ca fiecare dintre noi să profite de vară. Oricum și așa e pe terminate, n-am simțit-o absolut deloc, dar... Cu siguranță, când avem nevoie de a primi 2-3 zile, nu se pune problema, adică ne ajutăm, suntem o echipă foarte ok și mă bucură lucrul ăsta.
cum se împacă cariera de antrenor cu viața de familie, pentru că tu non-stop continui să evoluezi. Se împacă foarte bine. Încerc să găsesc un echilibru, încerc să fiu corect în tot ceea ce vreau eu să fac. Și nu știu, îmi doresc să evoluez, indiferent de... Adică îmi doresc să fiu într-o continuă dezvoltare, atât pe partea profesională, cât și pe partea personală, pentru a simți eu mulțumirea aia față de propria persoană. Mulțumim mult, Larisa, pentru acest interviu. Și eu mulțumesc.